Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Iubiți credincioși, mulțumim lui Dumnezeu că ne aflăm astăzi în ziua Învierii, în ziua Domnului împreună, în biserica sa cea sfântă, și ne bucurăm de comuniunea de rugăciune, comuniunea sufletelor noastre, fără să ne dăm seama, ne împărtășim fiecare de bunătatea și frumusețea sufletească a celuilalt. Și cum zic Sfinții, împreună ne împărtășim de harul tuturor Sfinților care sunt prezenți împreună cu însuși Mântuitorul la orice sfântă și dumnezească liturghie. E un mare har pe care poate nu-l conștientizăm, poate de multe ori ne obișnuim, mergem la biserică. Dar e o mare binecuvântare, mai ales când nu o ai. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu din inimă că suntem împreună și ne bucurăm de împreună rugăciune și împreună slujire a Sfintei Liturghii. Astăzi, Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o este a întâlnirii lui Zaheu cu Mântuitorul Hristos. Am putea spune că este Evanghelia întâlnirii cu Dumnezeul cel viu. Și dorim să spunem două cuvinte despre aceasta astăzi, despre întâlnirea cu Dumnezeul cel viu. Și mai întâi să aducem în amintire Evanghelia de astăzi. Și intrând Mântuitorul în drumul său spre Ierusalim, trecea prin Ierihon. Și iată un bărbat cu numele Zaheu, și acesta era mai marele vameșilor, era bogat, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiul al lui Avraam. Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Aceasta este Evanghelia pe care am auzit-o. Și este bine să știm că contextul în care are loc această întâlnire, Mântuitorul era, așa zicând, pe ultimul drum. Se suia la Ierusalim, se suia către patimi. Și chiar puțin mai devreme, acesta este la începutul capitolului 19 de la Sfântul Luca, puțin mai devreme, în capitolul 18, Mântuitorul, luând la sine, zice Sfântul Luca, luând la sine pe cei 12, a zis către ei: Iată, ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise prin proroci despre Fiul omului, căci va fi dat păgânilor și va fi batjocorit și va fi ocărât și scuipat. Și după ce îl vor biciui, îl vor ucide, iar a treia zi va învia. Este a treia vestire a patimilor către ucenici. Dar ei n-au înțeles, spune Sfântul Luca, că și cuvintele acestea erau ascuns pentru ei și nu înțelegeau ce le spuse. În schimb, Mântuitorul știa foarte bine ce se întâmplă și unde merge. Deci era pe ultimul drum. Asta este contextul în care se întâlnește, sau Zaheul întâlnește pe Mântuitorul. Îl întâlnește pe Mântuitorul gata de jertfă, copt, dospit, cu inima plină de ceea ce urma să vină.
Și în contextul acesta, deci după vestirea patimilor, a treia, are loc minunea pe care am auzit-o duminica trecută a vindecării orbului din Ierihon. Vă aduceți aminte? Orbul care stătea cerșind pe marginea drumului și auzind forfotă de mulțime, a întrebat ce este și ei s-a spus că este Iisus Nazarineanu și atunci a început să strige din toate puterile: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui David, Fiul lui David, adică Mesia, iar pe grecește Hristos, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Asta este rugăciunea orbului și este ceea ce avem noi, Doamne, rugăciunea lui Iisus, rugăciunea inimii, pe care noi creștini ortodoxi o spunem în tot ceasul și în toată vremea. Ei, după această vindecare a orbului, intră în Ierihon și Zaheu dorește să-l vadă. Ei, aceasta este un mare lucru la Zaheu. Însă și această dorință dovrea să vadă cine este Iisus. Vedeți, poate să fie puțin, dar pentru un om cu statutul lui nu este puțin, pentru că oamenii bogați sau mulți din contemporanii noștri, mai ales în Occident, sunt oameni de succes în felul lor, în carierile lor și n-au nevoie de nimic, sunt autosuficienți, sunt închiși, n-au nevoie de nimic, n-au nevoie de niciun mântuitor, n-au nevoie de nimic. Sunt suficienți stieși, este foarte trist, este foarte greu să ajungi la oamenii aceștia să le vorbești despre Dumnezeu, pentru că n-au nevoie. Deci însuși faptul acesta că Zaheu a dorit să vadă cine este Iisus arată un semn de smerenie sau de înțelegerea lucrurilor că nu e de ajuns, că lipsește ceva. Oricâtă bogăție ai avea, oricât succes ai avea, îți lipsește ceva. Și asta o vedem la Zaheu, era mai marele vameșilor, era bogat. Nu-i lipsea nimic, dar totuși îi lipsea ceva. Și se vede din ce urmează, că el avea o căutare, avea o lipsă, avea un dor ascuns, pe care nici el nu știa. La început, poate a fost doar o simplă curiozitate, nu știm, să-l vadă, cum toată lumea vrea să-l vadă. Dar să înțelegem ce vedea fiecare. Vedeți, majoritatea oamenilor, că mulțimea îl înconjura pe Mântuitorul, majoritatea oamenilor vedeau un vindecător, o posibilă soluție a problemelor lor de sănătate sau de alte tip. Puțin cred că îl vedeau pe Mântuitorul ca om. Și noi de multe ori greșim în aceasta, că Dumnezeu pentru noi este cineva, ceva, depinde de noi, care ar trebui să ne rezolve problemele și noi să ne vedem de treabă, de viața noastră, să avem o viață bună. Poate foarte puțin ne oprim și ne întrebăm ce vrea Dumnezeu, care-i dorul lui Dumnezeu, care-i gândul lui Dumnezeu cu mine, cu oamenii. Acestea se exprimă în Evanghelia de astăzi. Dar vreau să observăm că mulți, ca și cei 10 leproși, 9 măcar dintre ei, îl vedeau pe Mântuitorul ca un vindecător, ca un făcător de minuni. Deci nu ca persoană. Și Zaheu poate a pornit de la această curiozitate. Mai să vedem cine este. Dar vedem din ce urmează că a fost mai mult la el. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un pom, într-un sicomor. Ei, aici deja vedem că această dorință a lui n-a fost o simplă curiozitate, a fost mai mult. Nu s-a lăsat. Bun, nu pot să-l văd, găsesc o soluție. Dar soluția implica căderea din statutul lui. A alergat, un om bogat, poate era și mai grăsunel, cine știe. A alergat, n-a mai ținut seama de statutul lui, de nu, importanța lui. Și numai ca asta, s-a urcat și într-un copac. Om la statutul lui. Deci a căzut și în ochii lui și poate și în ochii celor care îl cunoșteau, sigur. Ei, dar vedeți, el a fost dispus. Deci asta arată căutarea lui. Și, bineînțeles, este meritul lui aici.
că nu s-a lăsat până nu l-a văzut. Dar s-a făcut de râs făcând asta. Și explică un părinte, asta i-a dat posibilitatea să-L vadă pe Mântuitorul așa cum era, pentru că am vorbit de context. Mântuitorul era mielul pregătit de jertfă. El știa ce urmează, inima lui era deja plină de toată ocara care va veni, de toată durerea care va veni, de toată părăsirea care va veni. Cu inima asta era Mântuitorul în drum spre Ierusalim. Și cum spune acest părinte contemporan, Mântuitorul merge ca să ia asupra lui ocara păcatelor noastre, rușinea noastră. Inima lui era plină de aceasta. Și Zaheu, primind rușinea, scăderea din statutul lui de om bogat, de cel mai mare dintre vameși, s-a apropiat puțin. Deci răbdând această ocară a pierderii statutului lui, s-a apropiat puțin de această, să zicem, rușine sau ocară pe care o purtea Mântuitorul pentru noi și urma să o dea pe față în vremea patimilor. Ei, aceasta i-a permis, tâlcuiește acest părinte, lui Zaheu să vadă pe Mântuitorul ca persoană, ca om, cum era. Așa cum l-a văzut desfrânata, vă aduceți aminte, care stătea la picioare și plângea acolo. Desfrânata aceea a simțit pe Mântuitorul așa cum era el, în inimă, bun. Nu cum se arăta, poate, câteodată, mai distanță, sau depinde de context. Desfrânata i-a simțit inima Mântuitorului. Zaheu l-a văzut, i-a simțit puțin din inima Mântuitorului, în această ocară pe care o purta și avea să o ispășească pentru noi. Și l-a văzut. Și asta a făcut schimbarea în inima lui. Că s-a schimbat foarte mult. Nu-i puțin lucru, nu? Cum spunem și noi în rugăciuni, care, Doamne, care ai, nu? Vindecat pe desfrânata și pe Zaheu de iubirea de arginți. Deci, în această întâlnire cu Mântuitorul, sufletul lui Zaheu s-a vindecat de iubirea de arginți și de alte patimi. Și e frumos că zice că Mântuitorul, când a sosit la locul acela, s-a uitat în sus, îl cunoștea de acum pe Zaheu, pentru că și mai e un aspect pe care noi îl pierdem din vedere. Vedeți, mai greu vedem noi asta, dar Mântuitorul, ca să vină la noi, s-a deșertat pe sine. S-a lepădat de sine, s-a lepădat de slava sa, s-a deșertat de slava sa. Noi nu vedem aceasta, a părăsit sânule Tatălui, noi nu știm ce înseamnă aceasta. Mântuitorul, ca să vină la noi, ca să ni se descopere, ca să ni se facă cunoscut, se deșartă pe sine. E de la sine înțeles că și noi, dacă vrem să-L vedem, dacă vrem să-L cunoaștem, trebuie să ne deșertăm, trebuie să ne lepădăm de sine. O întâlnire cu Dumnezeul cel viu nu va fi ceva comod pentru noi, nu va fi ceva de rutină, ne va răscoli și nu se poate fără lepădare de sine, fără lepădarea statutului nostru, a închipuirilor noastre, a ce mai avem noi. Și asta e doar puțin față de ce a făcut Mântuitorul. Vedem aceasta la Zaheu, ca să-L întâlnească pe Dumnezeul cel viu. Și am spus că astăzi este Evanghelia întâlnirii cu Dumnezeul cel viu, dar toată Sfânta Scriptură, Evanghelia, când citim, toată Sfânta Liturghie ar trebui să fie pentru noi creștini ortodoxi și avem acest privilegiu, o întâlnire cu Dumnezeul cel viu. Numai că trebuie să înțelegem că implică o lepădare de sine. Trebuie să ne urcăm într-un dud, să-L găsim. Și poate mai vorbim puțin în ce dud putem să ne urcăm ca să-L vedem pe Mântuitorul peste mulțime. E bine, Mântuitorul deja îl cunoaște, este apropiat, Zaheu, și spune, coboară-te repede. Și observă părintele ăsta că la Dumnezeu tot timpul este așa. Să fii gata, repede, nu e de stat. Să fii pregătit, nu? De-aia spune Mântuitorul în alt loc. Să fie mijloacele voastre încinse și făcliile aprinse. Asta este icoana și aceasta este
cum ne vrea Dumnezeu pe creștini. Aceasta este icoana creștinului. Omul pregătit tot timpul să facă voia Domnului. Tot timpul. Se lepede de sine și să urmeze pe Dumnezeu. Asta este creștinul. Coboară de grabă. S-a coborât de grabă, a alergat, l-a primit cu mare bucurie în casa lui. Dar până să ajungă acolo, sau când ajungând, până să vorbească, să aibă dialogul acela frumos cu Mântuitorul, știți, oamenii murmurau că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Mântuitorul a avut parte de multe astfel de cârteli, de multe astfel de murmure. Chiar el zice, a venit Fiul omului mâncând și bând și voi spuneți, iată om mâncăcios și băutor de vin, prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Asta era o cara lui. Era prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Și putem să ne închipuim, să facem un efort de imaginație. Gândiți-vă, ieșim noi într-un alai, într-o procesiune, poate cu o sfântă icoană, să eu știu, așa, un alai solemn, în sat sau în altă parte, de exemplu, și la un moment dat vine o femeie săracă și ne roagă să intrăm în casa ei, care are fata bolnavă, și noi mergem. Mântuitorul mergea. Scădem din statutul nostru. Vine poate un musulman, n-avem noi pe aici, dar, na, sau un alt de altă religie. Hai, vino, cam un cunoscut bolnav, vino să-l faci o rugăciune, să-i citești o rugăciune. Și închipuiți-vă că noi luăm alaiul și mergem la casa celuia. Pe drum, unde merge ăsta? Ce face? Vedeți, cu Dumnezeul cel viu niciodată nu poți să știi ce va face. De-aia e viu. Nu e Dumnezeu de carton sau pe care ne-l închipuim noi. Mântuitorul tot timpul a făcut așa și așa, de aceea și-a luat această etichetă, prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Nu mai spunem când desfrânatele veneau, se atingeau de el, nu? Tot așa, o cară peste o cară pe Mântuitorul. Dar oamenii nu înțelegeau că Mântuitorul nu numai în casa păcătoșilor vrea să meargă, ci dorea, cum era și acum pe acest drum, repet, nu numai să meargă și să se asocieze cu păcătoșii ca să-i mântuiască, cum zice Fiul omului, a venit să mântuiască pe cel pierdut, chiar și pe care noi îl considerăm pierdut în comunitățile noastre, de exemplu. Mântuitorul a venit pentru toți și pentru acela. Ne va surprinde ducându-se după oaia pierdută și lăsându-ne pe cei care credem că suntem între cei 99. Acesta e Dumnezeul cel viu. Dorul lui este acesta, să mântuiască pe cel pierdut, cum se zice și în Apostol astăzi. Și o să revenim. Deci, Mântuitorul nu numai că dorea să meargă în casa păcătoșilor, a vameșilor și azi în casa lui Zaheu, dar dorea să se răstignească, să sufere o cara și marea suferință, ca să mântuiască sufletele acelora. Deci nu numai această mică ocară o dorea el, asocierea cu păcătoșii, ca să-i mântuiască, ci o dorea pe cea mare, a crucii, a scuipăturilor, a bagiocurilor, ca să ne mântuiască. E de negândită smerenia Mântuitorului. Nu ne putem apropia decât așa cu puține cuvinte. Și legat de această ocară pe care și-a atras-o Mântuitorul ca prieten al vameșilor și a păcătoșilor, și să nu, înainte să spun ce aveam în gând, să înțelegem foarte clar că și noi suntem în aceeași situație. Tot acest părinte contemporan observa că noi suntem păcătoși și ne adunăm la Sfânta Liturghie. Și în Evanghelie scrie că cel care săvârșește păcatul este vrăjmașa lui Dumnezeu. Și el spune, Părintele, uite, suntem o adunătură de vrăjmașa lui Dumnezeu. Și el vine și se dăruiește nouă în Sfânta Liturghie. Iară și iară. Repetă, ce a făcut atunci, face și acum cu fiecare dintre noi. Asocierea lui Dumnezeu, a Mântuitorului cu noi, este un scandal. Pentru că noi suntem plini de rușine. Dar el
iubirea Lui și smerenia Lui este a depășit scandalul ăsta, a depășit ocara aceasta din iubirea Lui pentru noi. Dar trebuie să o înțelegem, ca și noi să nu le dăm în loturi când ni se cere lepădarea statutului, ca să-L urmăm, ca să slujim, ca să împlinim Evanghelia. Ei bine, legat, repet, de această etichetă, prieten al vameșilor și al păcătoșilor, când mi-a venit în minte un cuvânt al lui Părintele Arsenie Papacioc, dintr-o scrisoare către o maică, în care îi scria ca din partea Mântuitorului. Și cumva scrisoarea se încheie așa, repet, ca și cum Mântuitorul vorbește către măicuța E. Este publicată. Spune Mântuitorul: urmăresc cu iubirea mea pe păcătoși și nu dau înapoi nici în fața celor mai grele fără de legi, care mi se aruncă în față. Stau la ușa lor, smerit, blând, răbdător, înfrunt bagiocurile trecătorilor. Ce rost are să stai după asta? Nu vezi că nu se uită la tine? În fiecare zi, iară și iară, ascultă șoapta vrăjmașului tău. De ce mai pierzi timpul cu el? Nu vezi că nu merită? Și noi suntem în această poziție, fiecare dintre noi. De multe ori, Dumnezeu ne-a așteptat, ne-a șoptit și noi iarăși iarăși am întors spatele, iarăși iarăși am ascultat pe vrăjmașul lui Dumnezeu și l-am urmat. Și totuși el, cum spune Părintele Arsenie aici, a stat la ușă și a răbdat această bagiocură. Nu? Că poate una dintre cele mai grele suferințe este că vii cu această inimă pe care a avut-o Mântuitorul, gata să se jertfească din iubire și iubirea aceea nu-i primită. Și în lumea de azi, din ce în ce mai puțin primită aceasta. Ei, dar aceasta este el. Stau la ușa lor smerit, blând, răbdător, înfrunt bagiocurile trecătorilor și aștept, nădăjduind ca într-o zi îmi vor deschide și mă vor primi ca pe Mântuitorul lor. Acesta este dorul Mântuitorului, ca să mântuiască pe cei pierduți, pe cei păcătoși, pe fiecare dintre noi. Restul nu-L interesează, nici o ierarhie pământească, nici un merit omenesc, ci numai mântuirea tuturor oamenilor. Și de aceea am început cu aceste cuvinte: iată, stau la ușă și bat. Sunt din Apocalipsă, capitolul 3. Iată, stau la ușă și bat și de va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Acesta este Mântuitorul nostru. Pentru acesta a venit el și pentru aceasta acum se îndreaptă spre Ierusalim, gata de jertfa sa. Și am spus că și în Apostolul de astăzi întâlnim cam aceeași idee. Și este Apostolul de la prima epistolă a Sfântului Pavel către Timotei, ucenicul său. Și în capitolul 4, Sfântul Pavel îi spune lui Timotei că în vremile din urmă mulți se vor duce după tot felul de învățături ale duhurilor celor înșelătoare. Și dădea un exemplu, au fost mai multe exemple de învățături părute bune sau mai bune. De exemplu, unii dintre acești învățători fățarnici opreau de la căsătorie și de la unele bucate pe care Dumnezeu le-a făcut. Și altfel de învățături, zicând că așa e mai bine, așa e mai plăcut lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte, Sfântul Pavel a avut o mare luptă, să zic așa, cu iudaizanții, adică cei care, dintre creștini, care încercau să păstreze cât mai mult din legea cea veche și din rândul el. Trebuie să respecti aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia ca să fii bine plăcut lui Dumnezeu, să ții aia, să ții aia la altă. Și Sfântul Pavel într-una vorbea: nu, nu asta ne mântuiește, nu legea mântuiește, numai Mântuitorul. Și atunci începe ce s-a citit astăzi: vrednic de credință este acest cuvânt și vrednic de toată primirea. Și spune în versetul 10 de la capitolul 4 lui Timotei, în continuarea: fiindcă pentru aceasta ne și ostenim și suntem ocărâți și ne luptăm,
căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor. Da, vedem în a doua parte a versetului ideea aceasta, Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioși. Acesta este Mântuitorul nostru, a venit pentru mântuirea celor pierduți, cum a spus, a tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor, a noastră, că celor care am crezut. Dar El dorește ca toată lumea să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Asta e dorul Lui. Și vedeți în versetul acesta, și o să-l mai citesc, este un paradox aici. Zice Sfântul Pavel, fiindcă pentru aceasta ne și ostenim și suntem ocărâți și ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. Vedeți? Ne ostenim, suntem ocărâți și ne luptăm. Asta e o realitate. A doua, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. E paradoxal. Spui nădejdea în Dumnezeul cel viu și ai de suferit și nu știu ce. Dar ce spune Sfântul Pavel aici? Spune, nu ne-am pus nădejdea în niciun merit al nostru, nici o respectare a legilor, nici într-un post, nici o abținere la nicio mâncare, nici o abținere de la femei sau de la căsătorie. Nu în aia ne punem nădejdea, ci în Dumnezeul cel viu. Numai în El ne punem nădejdea. Nu în tot ce am făcut noi. Știți că El spune altă dată, după lege de săvârșit, am respectat, am făcut toate. Dar după aceea, când l-am cunoscut pe Hristos, pe Mântuitorul, am socotit toate ca niște gunoaie. Că nu puteau să te mântuiască toate acelea. Orice ar face omul, nu poate să-l mântuiască. Și de aceea, aceste învățături, toate ereziile, să știți, au asta. Am eu soluția, fă asta și te mântuiești. Cum și la frații ăștia pocăiți. Fă asta și numai la noi e mântuirea. Faci asta, asta, asta și gata. Nu e așa. Nu e așa. Cum spune Sfântul Pavel? Pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. În Dumnezeul cel viu nu poți să fii, nu poți să niciodată să vii la Dumnezeu și să-i spui că eu merit să fiu mântuit. Nu există așa ceva. Nu există. Și de aceea noi ne păstrăm și spune El. Zice, deprinderea trupească la puțin folosește, dar dreapta credință spre toate este de folos. Deci nu anumite reguli ne mântuiesc, nu împlinirea lor, ci a crede drept. A crede că Dumnezeu a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, spune Sfântul Pavel. El, Pavel, așa trăia el credința, că e primul dintre păcătoși. Cu Dumnezeul cel viu nu poți să fii altfel, pentru că vezi cât de departe ești de desăvârșirea la care te cheamă, cât de departe ești de El. Cât de departe ești de iubirea Lui, de lepădarea Lui de sine, de smerenia Lui. Și nimeni, nicio gură de pe pământ nu se poate îndrepta înaintea Lui Dumnezeu. De aceea spune Scriptura, toată dreptatea noastră înaintea Lui Dumnezeu este ca o cârpă a unei femei necurate, o cârpă lepădată. Nu există gură care să se îndrepte înaintea Lui Dumnezeu. Numai în smerenie ne mântuim. Smerenia aceasta că numai El ne mântuiește cum El știe. Vedeți? Noi ne punem în nădejdea în Dumnezeul cel viu, care Dumnezeu acesta cel viu vrea, poate, să fim încercați, vrea, poate, să trecem prin voală, prin lipsă. El știe. Eu am nădejdea în El, știu că El e Mântuitorul și poate să mă mântuiască. Și stau în nădejdea aceasta. Și de-aia spune Sfântul Pavel, pentru că n-am nimic la arătare așa, vizibil, sufăr o cară, sau suntem prigoniți, pentru că spun adevărul, că numai El, numai în El e nădejdea și numai în El e mântuirea. Ei, am încercat puțin să vorbim despre Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel viu, care de fiecare dată ne surprinde, care de fiecare dată ne smerește, pentru că așa e El. El este smerit dincolo de ce putem noi gândi, dincolo de ce ne putem noi imagina. Și întâlnirea cu El ne cere smerenie și recunoașterea greșelilor și a limitărilor. Și să știm și să luăm aminte că fiecare dintre noi este un zaheu, adică mițițel de statură, adică nu prea putem să-L vedem pe Dumnezeu de mulțime. Aici fiecare are o mulțime în față, ori mulțimea grijilor, ori mulțimea păcatelor, ori, eu știu, alte mulțimi și nu putem să-L vedem. Și atunci trebuie să găsim un dud, un sicomor în care să ne cățărăm ca să-L vedem.
Și avem, cum am spus, acest privilegiu că avem Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Și ce dud sau ce pom putem să găsim? Păi unii găsesc, se urcă, nu? Într-un dud, dormind 4 ore pe zi, 4 ore pe noapte înainte de liturghie, ca să se pregătească de Sfânta Împărtășanie. Sfântul Serafim nu dormea toată noaptea, Sfântul Serafim de Sarov nu dormea toată noaptea când slujea. Se suia într-un dud, da? Ca să-l vadă. Alții dorm 6 ore, alții 2 ore, alții varsă o lacrimă și ăla e un dud, alții își vin în simțire, Doamne, multe am supărat, prea mult am stat departe de Tine. Alții, Doamne, Te-aș iubi mai mult, dar nu pot, învață-mă. Alții, învață-mă, Doamne, să fac voia Ta. Ei, deci, o apropiere personală cu inima în pregătirea pentru Sfânta Liturghie. Fiecare trebuie să ne urcăm într-un copac. Fiecare trebuie să ne pregătim de întâlnirea cu Dumnezeul cel viu. Să nu ne, repet, să fim doar mulțumiți cu harul pe care îl luăm și bucuria de duminică, ci să știm că trebuie să înmulțim această bucurie. Noi, când venim aici, să aducem și să sporim rugăciunea, să sporim comuniunea de har aici, prin rugăciunea noastră, prin pocăința noastră, prin smerenia noastră, prin lacrimile noastre. Prin toate acestea, orice strădanie a omului de a se ridica este un ajutor al lui de a-L întâlni pe Dumnezeul cel viu. Și noi îl avem. Și e prezent și lucrător. Mai ales în Dumnezeiască liturghie. Fără aceasta, nu se poate întâlnire personală cu Dumnezeu. Vom vedea doar un vindecător sau eu știu ce. Dar ca să-L vezi pe Dumnezeu viu, să-L simți, să-I simți inima, să-I simți dorul, numai prin strădanie și prin încercarea personală de a veni în întâmpinarea Lui. Să ne ajute Dumnezeu ca să găsim de fiecare dată când venim înaintea Lui în biserică un dud în care să ne urcăm și în felul acesta să sporim în cunoașterea Lui personală, în iubirea către El. Nu ai cum să nu-L iubești dacă îl cunoști, nu ai cum și n-ai cum să-L mai părăsești. Cum și orbul l-a vindecat pe orb și zice, după aia îl urma. Nu numai că a văzut cu ochii fizici, l-a văzut și ca pe Mesia și după aia îl urma. Și noi, prin strădanile noastre, să-L cunoaștem, să-L iubim din ce în ce mai mult și să-L urmăm, indiferent de ce se întâmplă cu noi sau cu lumea. Amin.